Slăviți să fie Domnul! Haideți să fie Domnul! E așa de minunat! La nuntă! Mărire Lui! Am observat ceva de până aici. Dumnezeu ne-a ajutat! Mărire Lui! Dumnezeu ne-a binecuvântat în seara aceasta cu un har deosebit. Aleluia! Minunat! Glorie Domnului! Faptul că în seara aceasta Dumnezeu spuneam la ușa acolo a dat mai multe biruințe. Aleluia! Mă gândeam la frații în probleme, mai cântam împreună și în seara aceasta. Aleluia! Eu n-am mai vorbit cu ei, dar i-am pus pe toți așa împreună. Aleluia! 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 Am zis că Dumnezeu are un plan în seara. Mărire Lui! Aleluia! Apoi, la drumurile care au cântat, mai lipsește cineva la un grup, un frate cu acordeon. Alex. Aleluia! Dumnezeu va îndrăgi și lucrarea aceasta. Aleluia! Lăudați să fie Dumnezeu! Amin! M-am bucurat, fratele și noi, Dumnezeu să-L binecuvinteze, nu ne-am văzut de mult, Domnul să-L binecuvinteze. Vă salut pe toți în numele Domnului. Mi-a fost dor de voi. Așa ca un tată, ca un păstor, după o vreme de lungată, nu pentru că n-am vrut să fiu la voi, și nu vă să știți. Deși la un moment dat să vorbeam un singur lucru în județ, s-a isprăvit. Gata. Bene a murit. Dar când atunci oamenii spun un lucru, Dumnezeu își are ultimul cuvânt. Mariele lui. Pentru că Dumnezeu întotdeauna El își are ultimul cuvânt și ceea ce spune Dumnezeu ia ființă. Lăudați să fie Dumnezeu. Ne-am bucurat împreună atâta timp, atâția ani de zile. Într-una din seri, la casa de rugăciune, la fratele Mitică Martian, Dumnezeu a trimis un proroc pe acolo și din România și a avut un mesaj pentru mine în seara aceea. Un mesaj care a avut efect mai târziu. Nu m-am gândit că se va ajunge în lucrul acela, întotdeauna m-am gândit la altceva. M-am gândit mai târziu, după ce am fost la medici, am avut o infecție foarte puternică în dentară, la care am fost operat în genunchi, lateral, stânga, dreapta. Am fost cusută, toată gura mea a fost cusută. Și m-am gândit că s-a împlinit mesajul acelui proroc în momentul când a vorbit Dumnezeu prin el și a spus, bărbatul, în scurtă vreme, vei trece pe mâinile oamenilor. Și am zis, asta a fost, am trecut pe mâinile oamenilor. Dar să știți că n-a fost asta. Noi, ca oameni, ne gândim, întotdeauna am scăpat. Aseară eram la Biserica Muntele Moria și am slujit acolo. Am uitat de lucrarea aceea până în seară când am intrat acolo. Deodată când am văzut prorocul, mi-am adus aminte exact cum spune cuvântul Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt vă va aduce aminte în ziua aceea. Lăudați să fie Dumnezeu. Și spuneam lui fratele, din urmă prorocul care a prorocit înainte să plece acasă, anul trecut, în luna noiembrie, când am plecat din mijlocul dumneavoastră, înainte să plec, am fost la Muntele Moria. Și Dumnezeu a vorbit prin gura unui proroc acolo și a spus, bărbatul o crea suferință, vine peste tine. Și nu m-am gândit la lucrul acesta, am uitat de descoperirea aceasta. Mi-am adus aminte de o altă descoperire după ce am plecat în țară, pentru că așa face Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne întărește de fiecare dată, pe Pavel îl întărea din cetate în cetate. Și Dumnezeu înștiințase fiecare lucru ce are să se întâmple. Și Dumnezeu asta face cu noi când stăm aproape de Dumnezeu. Dumnezeu ne înștiințează la fiecare lucru. Și aș vrea ca în seara aceasta, așa potrivit cuvântul Domnului, ce s-a citit aici din versetul, din capitolul, din Psalmul 96,
spune, povestiți printre neamul slava Lui, printre toate poporile, minunile Lui, Dumnezeu, spune aici. Lăudați să fie Dumnezeu. Și în seara aceasta, cred că este o oportunitate ca să pot vorbi de minunile Lui Dumnezeu. Ne-am dus acasă și Dumnezeu a făcut o minune extraordinară. O soră care a fost adusă pe sub brațe de alții. Spuneau frații mai devreme, este o ciocă la ușă și fiecare întreabă, ce-i cu ciocă asta aici? O cârjă. Dar Dumnezeu a făcut o minune acolo. Aleluia. Sora care a fost adusă pe sub brațe, a plecat pe picioarele ei și umblă și astăzi pe picioarele ei. Lăudat să fie Dumnezeu. Apoi Dumnezeu a făcut o altă lucrare minunată acolo. Soția unui diacon avea 3 găuri în picioare, osul se vedea complex și era programată pentru tăiarea piciorului. Și familia aceasta n-a spus la nimeni absolut nimic, n-a vorbit către nimeni. Au ținut doar pentru ei, dar au luat un angajament în inima lor și au spus așa, în biserica în care ne vindecă Dumnezeu soția, toată familia vor deveni membri acolo și din momentul acela vom sluji pe Domnul cu toată inima. Și într-o seară Dumnezeu, la o strigare, la o ungere cu de lemn, la punerea mâinilor, Duhul Sfânt a vorbit. Aleluia. Și a spus, femeie, în seara aceasta mă ating de mădularul tău. Aleluia. Te vindec și te rămăduiesc, lăudat să fie Dumnezeu. Aleluia. Femeia aceasta nu mai avea carne pe os. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Ezechiel, că Dumnezeu a vorbit prorocului și a spus, du-te în vale și poruncește acestor oase să se adune. Și apoi a spus după aceea, poruncește în continuare și spune, creșteți carne pe oase. Și Dumnezeu a făcut să crească carne la voi pe oase. Și Dumnezeu a vindecat-o pe deplin și s-au închis toate gâurile acelea. Și Dumnezeu a dat vindecare, lăudat să fie Dumnezeu. Că El e Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. De ce, dragii mei, Dumnezeu este acela care poate să vindece și să aducă izbăvire și îndurare mărirea lui Dumnezeu. O altă soră care a venit acolo, că mulți au judecat lucrarea aceasta, pentru ce trebuie făcută, pentru ce, pentru implicație, pentru tot ce s-a făcut acolo. Însă Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. A venit o altă soră cu probleme foarte mari la spate, care nu putea să stea nici pe scaun, nici în picioare, decât întinsă pe un pat și m-a sunat dinaintea și spus, frate Ghiță, dacă ați putea, înainte de a începe slujba, să vă rugați pentru mine, că eu trebuie să plec după aceea acasă. Eu n-am cum să stau atâta. Și am spus, tu vină în prezența lui Dumnezeu. Că Domnul hotărăște lucrurile, cât să stai și cât să nu poți sta. Și dacă nu mi-ai putea asta, să-mi faci un semn, am zis. Și o stat până la urmă 5 ore de zi, de slujire acolo, la seara prelungită și la urmă, s-a făcut chemarea pentru ungere cu de lemn, pentru lucrarea cu punere mâinilor. Și Dumnezeu s-a atins de ea. Și a spus, dați-mi voie să mărturisesc. Și a venit în față și a spus, fraților, până astăzi n-am putut să stau în picioare. Dar astăzi s-a atins Dumnezeu de mine. Lăudați să fie Dumnezeu. De aceea, dragii mei, să ne încredem în Dumnezeu. Să credem că Dumnezeu este acela care poate să vindece și să tămăduiască, dragii mei. Dumnezeu încă vindecă și face minuni. Glorificat să-i fie numele lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, nu vă pierdeți nădejdea. Și încredeți-vă în Domnul cel autoputernic, lăudați să fie Dumnezeu. Și totodată, așa cum spune Apostolul Pavel, rugați-vă și pentru mine. Pentru mine astăzi este a doua slujbă. Am avut o slujbă de întâlnire astăzi la seminară. Însă pentru, în momentul de față, înaintea dumneavoastră, sunt a doua slujbă astăzi. Însă cel care mă întărește este Domnul. Lăudați să fie Dumnezeu. Apoi, după aceea, ne-am dus la o rugăciune cu soția la localitatea Rașa. Și fratele Ionică, presbiterul de aici din biserică, a chemat slujitori acolo, a spus că cheamă mai mulți slujitori, au chemat proroci și a spus să mă duc și eu până acolo și ne-am dus, dar când ne-am dus era început, grăbina casa, se rugau și am intrat cu soția acolo înăuntru
Și în momentul când am intrat cu soția acolo înăuntru, din nou omul lui Dumnezeu, era alt om al lui Dumnezeu acolo. A venit la mine și a pus mâna pe mine și a spus, bărbatule, pentru că n-ai încetat să vestești Evanghelia și cuvântul și adevărul este în gura ta, vrăjmașul s-a pus și și-a propus să-ți dea o lovitură de moarte. Să nu-ți fie frică, a spus. Eu voi fi cu tine. Să nu vei fie frică. Aveți credință în Dumnezeu, a spus Domnul Iisus. Și aveți credință în mine, a spus Domnul. Lăudați să fie Dumnezeu. E așa de minunat când avem credință în Dumnezeu. Dumnezeu dă vindecare, lăudați să fie Domnul. Și de la mine a plecat prorocul la soție, fără să știe că e nevastă mea. Că Dumnezeu când vrea să deslușească un lucru, El știe cum să-l facă. Și a pus mâna pe soție și a spus, așa vorbește Domnul pentru tine, femeie. Diavolul și-a propus să lovească stâlpul casei și să tragă o brăză neagră și să se facă producă, are cu alte cuvinte un sicriu în casă. Dar a spus, nu voi îngădui. Aleluia. Eu, Domnul, voi fi la lucru și voi da piruință, lăudat să fie Dumnezeu. Dacă sunt astăzi înaintea dumneavoastră, sunt după un preinfarct, iar la 17 ore, cu un infarct cu semiparaliză, ceea ce s-a produs în viața mea în urmă cu 3 luni de zile. Însă astăzi stau înaintea dumneavoastră că Dumnezeu e viu. Lăudat să fie Dumnezeu. Colegii mei și alții au rămas încă paralizați și cei care au fost în spital au rămas cu traume. Însă pe mine Dumnezeu sunt aici frați care au fost în adunare. La 4 zile m-a scos din spital. M-a dus în adunare. Și am mărturisit că Dumnezeu trăiește. Lăudat să fie Dumnezeu. Că El e viu și El trăiește, dragii mei. Dar noi să ne încredem în Dumnezeu nostru cel autoputernic. Și să mărturisim, dragii mei, minunile lui Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu. S-a întâmplat în data de 22 decembrie, primul infarct. Fratele Viorel Pistol și cu fratele Lidiu erau trimiși de aici, de către biserică, cu ajutoare în România. Au dormit la mine în seara aceea. Însă data de 22, primul infarct pe care l-am făcut, am plecat, aveam ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu în satul mare. Și în timp ce mă întorceam înapoi, deodată am simțit că mi se înfocă tot pieptul și am început să mi se ia aerul, să nu mai pot respira nimic. Conduceam mașina în timpul acela. Și în momentul acela mi-am dat seama că se întâmplă ceva cu mine. Și am apucat, mi-a venit gândul acesta și cred că a fost de la Dumnezeu cu 100%. Că dacă nu făceam lucrul acesta, săream undeva și astăzi nu mai eram între voi. Dar Dumnezeu a spus de la început că El va fi cu mine. Lăudat să fie Dumnezeu. Și am tras pe dreapta mașina, am apucat să opresc și să dau drumul la geamul jos. Și în momentul acela am început parcă să-mi pierd conștiința. Și s-a întâmplat așa să fie foarte rău. Și să mi se ia respirația. La un moment dat mi-am revenit înapoi. Am crezut că a fost ceva care mi s-a făcut rău, fără să mă gândesc că de fapt mi-am făcut un preinfarct. Însă eu m-am gândit că mi s-a făcut rău de la ceva. De la mâncare, de la apă, de la ceva mi s-a făcut rău. Pentru că niciodată, până atunci, în timp de 50 de ani, n-am fost la medic și n-am fost bolnav niciodată. În afară de agocalmin și paracetamol, corpul acesta nu a luat nimic până atunci. Și nu mi-a trecut niciodată prin cap că s-ar putea fi să întâmple ceva cu viața mea. Însă am plecat acasă și fratele Viorel Pistol trebuia să pună păcuțele la frână cu fratele Lidiu. Am sunat la un mecanic să se ducă acolo. Pe urmă ne-am întâlnit toți acasă înapoi la noi. Și ne-am pregătit și ne-am dus la adunare și am ajuns la biserică. Eu normal trebuia să mă duc să consulte un medic să mă consulte, să vadă ce s-a întâmplat. Dar dacă n-am știut ce s-a întâmplat cu mine, am zis, mergem la adunare. Și era și fratele Viorel Pistol. În seara aceea trebuia să mă ducă Dumnezeu în adunare. Și trebuia să aibă Viorel un mesaj pentru casa lui. Pentru că Viorel trecea în perioada aceea, pentru o perioadă foarte grea. El nu avea casă,
trebuia să părăsească casa cu toată familia și să rămână în mijlocul drumului. Însă atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, slujba Domnului, și-a lăsat casa, și-a lăsat familia și-a venit în România cu ajutoare. Poate niciunul dintre dumneavoastră făceați asta, să lăsați 5 copii și să plece în România și să știi că te scoate afară din casă. Dar Dumnezeu a avut un cuvânt pentru el în seara aceea și a spus, în clipa aceasta încep să lucrez și mă întind mâna și am iscălit biruință. Și Dumnezeu când iscălește biruință, Dumnezeu dă biruință, lăudat să fie Dumnezeu. Și în seara aceea a spus, nu i-a mai cerut nimeni nici risipul, nu i-a mai cerut nimeni nici angajare, nu i-a mai cerut nimeni nimic, pentru că a vorbit Dumnezeu. Și a primit casă și s-a mutat cu familia, lăudat să fie Dumnezeu. Însă spuneam bisericii în seara aceea, spuneam, fraților, am vorbit cu diaconul de acolo și am spus să conducă slujba, pentru că nu mă simt bine. Și am spus, fraților, vă rog să vă rugați și pentru mine. Mă doare pieptul foarte tare, am niște dureri foarte mari. Și vă rog să vă rugați și pentru mine. Și s-a rugat biserica în seara aceea. Însă noaptea aceea, fratele Viorel Pistorul și Culigiu s-au întors înapoi în Londra. Eu noaptea aceea n-am dormit nimic. M-am luat din găsoție și am trecut în camera cealaltă de dincolo. Și m-am întors în pat toată noaptea, pe o parte și pe alta. Și dimineața ei au vrut cumva să meargă așa, fără să se audă nimic. Că le-am spus cum, ce trebuie să facă, când trebuie să meargă și m-am ridicat din pat și m-am dus la ei și i-am îmbrățișat. Și fratele mi-a dat pistol, nu mai știu exact, o zis atunci dimineața sau seara. O să-ți, frate, Ghiță, du-te la un medic. Dar parcă nici am băgat în seamă lucrul ăsta. Să mă duc la un medic. Din ce să mă duc la un medic? Doar noi avem medicul suprem, Iisus Hristos Domnul. Dar este timp când trebuie să mergi și la medici. Când trebuie să treci pe mâna oamenilor. Că Dumnezeu i-a dat și pe oamenii aceștia. Nu degeaba evanghelistul Luca, spune cuvântul lui Dumnezeu, era și un doctor. Însă, dragii mei, Dumnezeu ne îngăduie câteodată și trebuie să ajungem și pe acolo. Și-au plecat frații și m-am dus înapoi, m-am tot zăvălit acolo în pat. Dimineața m-am trezit pe data de 23 și am spus la soție, trebuia normal să-i zic, mergem la medic, mergem la spital, mergem să se facă ceva. Dar eu am spus altceva, vin sărbătorile, hai să mergem să-ți cumpăr ceva de la magazin. Și-am luat mașina, am pus soția în mașină și am dus la magazin la cumpărături. Și-am făcut cumpărături și când ne-am întors înapoi, am spus, ne întoarcem pe la sora Galană. Este o soră văduvă care este paralizată la parte de mulți ani. O vizitez destul de des. De fiecare dată îmi spune lucrul acesta. Dar cu lacrimi în ochi, mă rog pentru tine. Și am ajuns pe la sora asta, pe acasă. Și în momentul când am ajuns acolo, mi-a venit în minte atunci, oare n-am făcut preinfarct? Și am luat telefonul și am scris pe Google imediat simptomele preinfarctului. În momentul acela când citeam acolo, mi-am dat seama că eu am trecut prin toată secvența aceasta. Și spun la soție și la sora Moni și cei ce erau acolo, cred că am făcut un preinfarct. Și ei zic, nu chiar tu. Dumnezeu are trebuință de tine. Și a spus, așa e, dar cam asta scrie și cam asta s-a întâmplat. Până atunci, beam ca 2-3 cafele pe zi. Mi-a făcut sora Moni o cafea și a spus, vrei să bei o cafea? Și am spus, de fapt, să vă spun și aici o lucrare, nu știu de ce, poate așa vreau Dumnezeu. Eu am avut o perioadă de 17 ani, n-am băut cafea deloc. Primii 17 ani de pocăință, când am lăsat, am lăsat totul. N-am băut nici cafea și nu mi-a trebuit absolut nimic. Toți mă întrebau că ești, te potignești, că nu te potignești, am spus, nu mă potignesc nimic. Dar pentru mine nu trebuie, a spus. După 17 ani am început cu
câte o cafea cu soția, că să nu bea cafea singură. Și am ajuns la 3 cafele după aceea. Însă, de data aceea s-au vrut să-mi fac o cafea și am spus, nu-mi face, că nu pot să o beau. Și mi-au făcut totul și am lăsat-o acolo. Dacă beam cafeaua aceea, în ceea ce era în inimă la mine, în momentul de față, nu mai ajungeam nici a doua zi atunci. Dar așa a vrut Dumnezeu. Însă, mai târziu s-a întâmplat un lucru pe care am scăpat din nou de ea pentru totdeauna. Lăudat să fie Dumnezeu. Și dragii mei, m-am dus acasă și ne-am dus acasă de acolo, de la familia aceasta. Și când am ajuns acasă, zice că omul mai simte anumite lucruri. M-am întors așa la soție și am spus, băi, mă duc să mă tund un picuț, să mă barberez, zic că dacă e murit, zic să nu mor, zic cu părul și să mă tundă cineva și să mă barberească. Și cineva să se uită așa la mine și zice, dar ce vorbesc astea? S-au supărat așa cum la pe mine. Dar eu am zis așa în formă de glumă, râzând, i-am zis. Însă, dragii mei, m-am dus și m-am barberit și pe urmă ne-am venit să ne pregătim de somn, să ne culcăm. Și s-a întâmplat un lucru pe care nu s-a întâmplat până atunci niciodată. Eu am avut multe întâlniri cu Dumnezeu reciproc. Am stat de vorbă cu Domnul Iisus de multe ori. V-am mai mărturisit lucrul acesta când eu m-am întors la pocăință. Eu m-am întors la pocăință pentru că Dumnezeu a avut milă de mine. Nu știu cine s-a rugat pentru mine. Dar eram în mijlocul unor vii. Nu era biserica nici pe a doua stradă, nici pe a treia stradă. Nu eram nici măcar într-o cetate unde să existe vreo biserică. Eram în localitatea Pier Novo, într-un sătuleț de acolo, era sute de hectare, cât vedeai cu ochii, doar viță de vie. Și în mijlocul vilor acela, eu făceam o căbănuță. Acolo m-a chemat Dumnezeu la pocăință. Eu și Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu a vorbit și a spus, bărbatule, bărbatule, ești în mijlocul acestui neam ticălos, căci vreau să lucrez cu ființa ta. În momentul acela, până atunci, în urmă cu 26 de ani, fumam, beiam, ca oricare om din lume, ne distram. Însă în seara aceea mai aveam 2 sticle de bere și 2 pachete de țigări la mine. Am luat sticlele acelea de bere și le-am dat așa, le-am spart, eu le-am spart amândouă. Am luat țigările, le-am strâns așa și le-am aruncat. Și m-am pus pe genunchi și am început să plâng, dar nu știam de ce plâng. Știam că vine sfârșitul, așa era mintea mea. Se spunea seara aceasta, dacă suntem pregătiți, că Domnul Iisus vine pe colidorul acestui lumii. Dacă suntem pregătiți să ne întâlnim cu El. Și m-am dus într-un lot, dormeam într-un lot acolo. Și-a fost pentru prima dată când l-am văzut pe Iisus așa face to face, stând de vorbă ca doi prieteni. Am auzit o voce care a spus, Ghiță, și am crezut că visez în timpul acela. Și a spus din nou, Ghiță, a doua oară. Însă când a spus a treia oară, m-am ridicat și am stat în șez. Și în momentul acela m-am uitat în fața mea. Era Fiul lui Dumnezeu îmbrăcat ca împărat. Cu un păr bălai, cu o față strălucitoare ca rasele soarelui, cu o mantie pe el, cu un brâu de aur și picioarele de la genunchi în jos ardeau ca focul. Erau ca de aramă. Însă în momentul acela m-a întrebat și a spus în felul următor, ce vezi? O vorbit cu mine ca și cu Ieremia. Și m-a întrebat, ce vezi? Și am spus, văd o clădire. Și m-a întrebat a doua oară, ce vezi? Și am spus, văd o adresă care este pe clădirea aceea. M-a întrebat a treia oară, ce vezi? Și mi-a arătat imaginea dinăuntru clădirii aceea. Erau niște bărbați care stăteau cu mâinile așa. Și cuvântul Domnului spune că bărbații să ridice mâini curate când? În orice vreme. Lăudat să fie Dumnezeu. Și-a spus așa, în mijlocul lor trebuie să ajungi. Și ei te vor învăța tot ce trebuie să faci.
Lăudat să fie Dumnezeu! Biserica pe care mi-a arătat-o Domnul, eu eram în mijlocul viilor, trebuie să mă duc cu autobusul, după aceea trebuie să iau trenul până la Bac și după aceea să trec oceanul cu vaporul. Și apoi să ajung în Lisabona și pe urmă să ajung la biserica din Moscovide. Și în momentul când am ajuns în, în fața bisericii, am văzut acolo ce era. A fost pentru prima dată, n-am să uit niciodată lucrul acesta, 25 decembrie. Am intrat în casa Domnului, în penticostală. Până atunci n-am intrat niciodată într-o biserică penticostală, în viața mea. Nici nu știam cum se roagă, nici nu știam ce fac pocăiții, cum cântă sau ce se întâmplă. Dar de data aceasta am intrat acolo și în momentul când am intrat acolo, a venit fratele păstor de acolo și a zis, m-a trimis. Și a spus că Domnul, dacă Domnul te-a trimis, vină mai în față. Și am spus, nu, eu mă pun undeva aici, mai în spate, am spus. Și m-am pus undeva în spatele lor, acolo. Vă întreb un lucru, cunoaște Duhul Sfânt ce avem aici? Amin. Oamenii aceia au spus să se ridice picioare și au început să se roage. Și au spus să ne rugăm pentru prietenul acesta care Dumnezeu l-a trimis aici. Știți ce se rugau oamenii aceia? Patimile mele. Cunoștea Duhul Sfânt tot ce era peste mine. La un timp, în timp ce se rugau, eu mă uitam la ei și mi-am adus aminte că am umblat la mănăstire, am umblat la preoți, la biserică, nu știu să pune probleme la biserică ortodoxă. Era un om bisericos. Dar mi-am adus aminte că spuneam, totdeauna când treceți prin ceva, să spuneți rugăciunea Tatăl nostru. Și dacă nu știi să te rogi, spune rugăciunea Tatăl nostru. Dumnezeu te va asculta la o dată. Pe Dumnezeu. Și în seara aceea am spus rugăciunea Tatăl nostru care ești din cerul, sfințească-ți în numele Tău. Și deodată a început să se ridice mâinile singure sus. Și m-am speriat, m-am apăsat de mâini și am spus cine mă ridică de mâini? Și am început din nou să mă rog Tatăl nostru și iarăși mi s-au ridicat mâinile sus. Și a venit un gând și a spus, bă, ceva nu e în regulă aici. Dar mi-am adus aminte de ce spuneam preotul, să ziceți cu putere rugăciunea Tatăl nostru. Și am spus din nou, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-ți în numele Tău, fie voia Ta. Și când am spus, fie voia Ta, am strigat odată, Aleluia! Și am început să vorbesc în alte limbi. Că El e Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Și pe urmă Dumnezeu a spus prin gura asta, așa vorbește Domnul. Lăudați să fie Hristos. Amin. Dumnezeu când vrea să facă minune cu noi, Dumnezeu face. Am deviat puțin de la lucrarea pe care s-a întâmplat acum. Nu știu de ce știe Dumnezeu. Însă din clipa aceea, spuneam din cafea, de aici am deviat. Din clipa aceea, n-am mai băut cafea 17 ani de zile, n-am fost băută gram de cafea, nici capucin, niciodată. Însă după aceea, soția, așa cum am spus, câte o cafea, o reușit să mă ducă la 3 cafele. Că dar n-ai bea singură cafeaua. O mai încercat și acum, după ce am ieșit din spital și am spus, bea o singură liniștită. Dragii mei, s-a întâmplat așa cum spuneam pe data de 22, pe 23 noaptea. După ce m-am dus, după ce m-am bărbenit, după ce m-am pus în pat, între ora 12 noapte și între 4 dimineața s-au întâmplat câteva lucruri care mi-aș dori să-L văd din nou în seara asta aici. Am auzit o trâmbiță și cânta atât de frumos într-un glas duios. Era trâmbița îngerilor. Și cântau, vine Domnul. Și în mintea mea știam că trebuie să mă ridic. Trebuie să mă întâlnesc cu El. Și m-am ridicat din pat și m-am dus la geamă. Și am tras perdeaua și am deschis geamă. Și afară nu era decât întuneric. Plua și m-a dus să mă pun în pat înapoi și am auzit o voce. Pregătește-te că vine să stea Iisus.
de vorbă cu tine. Și m-a dus și m-a pus în pat înapoi. În momentul acela când m-am pus în pat înapoi, am adormit înapoi, nu știu cât am dormit. V-am spus, s-a întâmplat pe lucrul acesta între 12 și 4 și ceva, 5 dimineața. Și m-am pus din nou în pat. Și am auzit din nou trâmbița și îngerii, vedeam. Și cântau din nou. Numai că de data aceasta cântau serafimii. Și cântau același glas, spuneau, vine Domnul. Și m-am ridicat din nou și m-am dus din nou la geamă. Pentru că în mintea mea era, trebuie să vină Domnul și trebuie să mă întâlnesc cu El. Și am deschis din nou geamul. Și în momentul când am deschis din nou geamul, am văzut că din nou era același lucru întunecos. Nu s-a schimbat nimic. Însă când am închis geamul înapoi, din nou aceeași voce, pregătește-te că vine Iisus să stea de vorbă cu tine. Și m-am pus în pat înapoi, să mă culc, să mă odinesc înapoi. Și pentru a treia oară am auzit o altă trâmbiță, era trâmbița herovinilor. Cânta cu serafimii și cu îngerii împreună. Și cântau cântarea aceea, vine Domnul, vine Iisus. Și în momentul acela m-am ridicat din nou din pat și m-am dus la geam. Când am ajuns în fața geamului, am deschis geamul. Mulți au fost la mine acasă. Peste drum la mine este o casă mare, nu mai era casa aceea. Era Domnul Iisus îmbrăcat ca împărat pe un caval. Era cu un coif a mântuirii, cu o coroană frumoasă de aur, cu o mantie. În stânga și în dreapta lui erau cai și călărimi, îngeri și serafimi. Și în momentul când a deschis geamul, a întins sabia către mine, așa, și a spus, să nu-ți fie frică, că nu ți se întâmplă nimic. Lăudat să fie Dumnezeu! Când Dumnezeu zice că nu se întâmplă nimic, apoi nu se întâmplă nimic, lăudat să fie Domnul. Și în momentul acela a început să vorbească cu mine și a spus așa, să nu-ți fie frică de oameni, să vestește adevărul în continuare. Voi fi cu tine în tot ceea ce faci. Să mi-a spus glasul, să mi-a spus chemarea, pentru că am plan de lucrare în continuare, a spus. Și a spus, în scurtă vreme voi trece cu mântuirea mea pe aici, a spus. Și apoi a spus, vom sta din nou de vorbă. Și după ce a spus aceste lucruri și mai câteva lucruri personale pentru mine, o ridica sabia sus și o dă așa pe partea dreaptă. Și toată oștirea a văzut așa cum se duce după el. Lăudat să fie Dumnezeu! M-am pus după aceea în pat, înapoi, cu imaginea aceea frumoasă, cu întâlnirea cu Domnul. Și în momentul acela am gemut odată, am stricat odată foarte tare. Atunci am intrat în semi-paraliză. Mâinile și picioarele am intrat în preinfarct. În infarct. Am avut preinfarct înainte cu 17 ore și acum am intrat în infarct. M-a auzit soția și a venit la mine și a spus ce și a zis, nu știu ce, nu mai simțesc mâinile și picioarele. Nimic. Și avem o soluție specială pentru o astfel de lucruri, pentru chietud, pentru când sunt probleme. Și-a început să torne din abundență, din sticla aceea, să-mi facă masaj pe spate, pe mâini, pe picioare. Și prin lucrul acela pe care l-a făcut, Dumnezeu a călăuzit lucrul acesta, pentru că dacă nu făcea să cagula tot sângele în mine atunci.
Dar prin masajul pe care l-a făcut, a început să dea drumul sângele înapoi, să circule înapoi, chiar dacă circula greu. Dar a început să dea drumul sângele înapoi. Aleluia. Și în momentul acela tot n-am simțit încă nimic, dar mai târziu a început să revină înapoi și să sunt mâinile și să închid mâinile înapoi. Și apoi, soția s-a pus în pat, era 5 dimineața și ceva deja, la 6 și ceva deja o sunat la cineva acolo la noi. Și a spus să vii să-l duci pe Ghiță la spital. Știam că nu mai pot să conduc, știam că nu mai sunt capabil pentru asta, însă a venit așa o perioadă de, să spunem așa, câteva minute, o jumătate de oară, parcă din nou m-am simțit bine. Și am pus mâna pe telefon și am sunat pe șofer și am spus, măi, nu te grăbi, că nu mai merge nicăieri. Zic că iau numai un calman ceva, dacă intri la farmacie, dacă te dai pornit și atât. Dar nevasta a auzit și-o vin și-o strigat, nu se poate, el merge la spital. Și atunci am spus, vino că păi vedem ce facem. Și-a ajuns la mine acasă. După ce a ajuns la mine acasă, am zis că el era vineri dimineața, mai am zis, vineri seara avem slujbă. Am zis că hai să, dacă tot ai venit, mergem pe la adunare prima dată. Că în inima mea a fost așa, așa dacă mă duc la spital, dar să mă duc să mă văd o dată biserica. Și am spus, mergem pe la biserică. Și am mers pe la biserică din nou. Pentru cei care nu vă pasă de biserică, de casa Domnului, să știți că în ziua nenorocirii, când strigăm, vrem să fim ascultați. Dar greu vom fi ascultați atunci. Sau pentru cei care stau nepăsători în Sion. Dumnezeu ne-a chemat să fim slujitori toți împreună cu Iisus în casa Domnului. Amin. Și m-am dus la biserică, am dat drumul la căldură și apoi de acolo am plecat la spital. În momentul când am ajuns la spital, când s-a uitat aceia la mine, aceia știut exact ce s-a întâmplat cu mine. Fără să-i zic nimic. Când s-a uitat la mine, a spus, vină după mine. Grigore, au crezut că suntem cunoștință, ne cunoaștem. Am intrat, să se spune, de pe pat, acolo, pe patul spitalului, pe pat de la cu targă care te duce deja cu roțile. M-au pus acolo pe pat, automat, au chemat cealaltă doctoriță, zice, bagă granulă în mâna aia, eu îi bagă mâna asta la altă și au pus granulă în abdomenile. A spus, dar vă rog să-mi spune și mie ce se întâmplă. O să-ți explicăm imediat. Mi-au pus granule în amândouă mâinile, după ce mi-au pus granule în amândouă mâinile, au început să-mi bage două injecții, una în cea granulă, una în cea, au început să mă injecteze cu alte cuvinte. Și în momentul acela s-a întâmplat un lucru, a spus, domnule, vă rog să-mi spuneți ce s-a întâmplat. Și a spus, domnule, dumneavoastră ai făcut deja un preinfarct ceva timp în urmă, nu știu exact cât, a intrat în infarct, a zis. Dar a zis, de unde știți? Și a spus, vă spunem imediat. Și mi-a făcut cagheu, imediat. La cagheu, imediat, o dat și a spus, domnule, dumneavoastră aveți probleme foarte grave. Din momentul de față, nu aveți voie să vă ridicați în picioare. În clipa aceea a început să vină toți să-mi fac consiliere, să nu mă pierd cu mintea. Unul suna la ambulanță să vină să-mi repede ambulanța. M-au pregătit în câteva minute, nu știu cât, dar știu câteva minute, foarte scurt. M-au pregătit, m-au îmbarcat în ambulanță și de la spitalul Negrești m-au trimis la spitalul de Baia Mare. Am ajuns la spitalul de Baia Mare, acolo era pregătit tot, anunțat de cei de aici. Aici când am ajuns, Dumnezeu, că vrea să te ajute, Dumnezeu pune oameni lângă tine și acolo. Era un medic martor acolo. Și
în timp ce vorbea și el îmi făcea consiliere și la tot ce făcea el acolo și spunea la doctorița asistentă, la aia pune asta, la aia pune asta, la aia pune asta, la urmă mi-au pus și vreo 3 feluri de perfuzii. În timp ce mi-au făcut toate lucrurile astea, spune în consiliere pe care mi-au făcut, zice, ce meserie aveți? Îi spun, sunt păstor. Zice, foarte bine, zice. Eu sunt oaia pierdută, tu ești păstorul, te rogi pentru oaia pierdută. Oaia pierdută te ajută astăzi pe tine, zice, pe urmă o să ajungi tu pe oaia pierdută și împreună o să ne ajutăm unul pe celălalt, zice el către mine. Adică el făcea de așa fel încât să-mi distrag atenția de supărare să se întâmple altceva mai rău. Și m-am luat și m-am pus pe la salvare și am pornit la drum. Am ajuns la Baia Mare, acolo era pregătit tot. În momentul când am ajuns la Baia Mare și era pregătită toată situația, acolo s-a întâmplat un alt lucru. A spus, luați-l, până m-a pus pe alta masă de acolo, pe altul cărucior din ala care trebuie dus. Și a spus medicul de acolo, a spus, Filip, ne întâlnim direct în sala de operație. În momentul acela mi-a luat de la mine tot telefon, m-a deconectat cu absolut tot, am spus, sunați-mă că nevasta și spuneți-i să vină să ia tot ce trebuie de aici. O sunat-o pe nevastă, eu n-am mai avut nimic, am fost deconectat de la tot și m-a dus în sala de operație. Acolo mi-a spus în felul următor, domnule, aveți un chiar de sânge în inimă. Sunt două șanse. Ori dacă reușim să-l scoatem prin sârmile, ori un fel de sârme care bagă pe venă la mână, eu băgat două sârme pe mâna asta, pe venă, până în inimă, ori dacă nu trebuie să te tăiem, să te desficăm și trebuie să rezolvăm sub altă formă situația. În momentul acela am spus, Doamne, de astăzi înainte și din clipa asta, îți fi mâinile tale, fă ce vrei. Atunci, în momentul acela, dragii mei, m-au început să-mi dea din nou niște injecții acolo în sală, apoi m-au legat de mâini, m-au legat de picioare, m-au legat de frunte și mi-au spus în felul următor, n-ai voie să miști nimic. Prima, orice mișcare pe care o faci, poate să puște sârma pe care ți-o pus-o pe inimă și atunci să te obligați, chiar dacă vrei, chiar dacă nu vrei, trebuie să te obligați să te temi, a spus. Și n-ai voie să miști nimic, a spus către mine. Și a spus, dacă asta spune, zice, acum să mai mișcă, eram legat, oricum eram legat, cu capul așa într-o parte. Și au început să lucreze în inimă la mine. Și vorbeau între ei medici acolo și ei au spus așa, dacă se întâmplă ceva, să spui doar atâta, Însă când am spus așa, am pierdut totul, am plecat. Nu știu pentru cât timp. Dar știu că după aceea am auzit din nou o voce pe care a spus, l-am adus din nou la viață. În seara asta, ești în casa Domnului, ești sănătos. De ce e nevoie să faci ce? Un preinfarct ca să te aducă Dumnezeu la viață. Și în momentul acela am început să revin înapoi, eram foarte transpirat și am început să aud din nou, să văd, m-am uitat la ei și au spus, în câteva minute te aducem la normal. Atunci am auzit asta. Și în câteva minute, într-adevăr, m-au dus la normal, au început parcă să mi se răcorească. Pentru că în timp ce au lucrat acolo, s-au blocat toate arterele. Și atunci, automat, eu am rămas mort, de fapt, în clipa aceea. Însă, Dumnezeu, care are ultimul cuvânt și a spus așa, vei trece pe mâna oamenilor, dar eu voi fi cu tine acolo. Inimii tale și inimii mele, Dumnezeu are ultimul cuvânt care spune să vadă. Lăudați să fie Dumnezeu. Și după ce m-au adus la viață înapoi, au început să mă dezlege toate lucrurile și au spus, am reușit. M-au luat și m-au dus în ăla de reanimare, în salonul de reanimare, și
după acolo încerca să mă stabilească. Între timp ce eram acolo, i-o dat drumul la soție după aia să vină înapoi acolo. Și primul lucru era, am zis, să spun un mesaj la frați despre mine, pentru că toți întrebau și nu știu ce se întâmplă. Și-o trimis la Grigore Locuț, o trimis un mesaj că nu se poate vorbi. Cum am pus mâna pe telefon, a început tensiunea să urce, să coboare, să urce, să coboare. Și-a spus, medicul de acolo a spus, Doamnă, vă rugăm un singur lucru, luați-i telefonul că nu putem să-l stabilim. Luați-i telefonul și spuneți-i la toți să nu mai deranjeze nimeni. Și în momentul acela, asta s-a întâmplat pe urmă, s-a reușit și m-a stabilit pe urmă, din medicamente și din toate celelalte lucruri, s-a stabilit situația. A venit medicul de gardă noaptea. Aveam o durere cumplită de cap. Din cauza la cafea, nu la altceva. Aveam o durere cumplită, nu așa, spuneam, domnul medic, încrapă capul. Era un medic aventist acum. Toată perioada când am fost acolo, am trecut prin frații de-a noștri, dar din diferite confesiuni. Era un medic aventist, adică din ziua 7-a. Și-a spus, eu te ajut, o zis către mine. Nu știu ce-a făcut, dar știu că un ser din ăla mi-a pus în granulă și-a spus, de astăzi nu-ți mai trebuie cafeaua. Și așa a fost. Lăudat să fie Domnul. M-a ajutat că să scăp și de lucrul ăsta. Mulțumesc Tatălui din cerul că Domnul cunoaște toate lucrurile. Lăudat să fie Dumnezeu. A trebuit să stau câteva vreme acolo. De urmă m-am vizitat și frații și fratele Marin. A fost pe acolo la mine aceea, cu soția împreună. Fratele păstor. Însă după aceea m-am scos de acolo și m-am dus pe salon. Asta fiind a treia zi. M-am scos de acolo și m-am dus pe salon. Însă în a patra zi mi-au dat drumul acasă. Să merg acasă. În a patra zi era seară prelungită la noi. Am spus, slăvit să fie numele Domnului, astăzi mă duc la seară prelungită. E adevărat că nevastă a spus nici vorbă. Genii l-a spus nici vorbă. Dar eu am spus, eu mă duc. Dacă nu mă duceți voi cu mașina, eu mă duc pe jos. Și m-am dus cu mașina. Când m-am pus în biserică, în genunchi și m-am rugat Domnului, am simțit roa Duhului Sfânt cum a venit peste mine. Am simțit puterea lui Dumnezeu. Și am început să plâng. Și când am început să plâng, am început să plâng de toată biserica. Pentru că avem un Dumnezeu mare. Lăudat să fie Dumnezeu. Însă am uitat să vă spun un lucru. Când am venit la spital, am oprit la farmacie. Era bine aici la ușă. Farmacia. Și am spus, am stat atâta de patru, de pe parcă aș fi stat vreo două luni, am stat patru zile. Zic, lasă că mă duc eu să-mi iau medicamentele. Și m-am dus în farmacie. Când am ieșit înapoi din farmacie, am văzut că se întunecă tot cu mine și am căzut jos. Mort. M-am trezit cu salvarea lângă mine. M-am trezit că toți plâng pe lângă mine, nevasta, toți plâng pe lângă mine. Ce s-a întâmplat? Ai căzut jos. Ăștia au vrut să mă duc înapoi la spital. I-am spus, Doamne, nici vorba. Să nu încercați, că nu mă duceți. Bine, dacă nu vrei, dă-mi o semnătură. Și am dat pe propria mea răspundere în semnătură. Am plecat acasă. Am ajuns în biserică, ne-a rugat, a venit prezența lui Dumnezeu. După toată slujba care s-a terminat, ne-am dus acasă. Frații de la Cămărzeană au spus, mergem la frate pastor și cântăm o cântare de nașterea Domnului să-L încurajăm. Era în sărbătorile acelea. Și-au venit, au cântat două cântări, nu mâna. Am stat de vorbă cu ei, am glumit. Am
vorbit așa lucruri de noastre, așa, să zâmbim, să ne scoatem un pic din sistemul care era. Și zice sora Elica, zice, uite că el ne încurajează pe noi, dar eu încercam să-i scot din sistemul acela, eu pe ei acum, că erau tot la lucrul acela, vai de el. Și zice sora Elica, uite că ne încurajează el pe noi. Și au plecat acasă și după ce au plecat acasă, i-am uitat că nu mi-am luat medicamentele. Că să se iau medicamentele, sunt vreo 12 feluri de medicamente pe care le iau. Și în momentul acela am zis, unde-s medicamentele? Am luat medicamentele, am apucat să iau medicamentele, eram pe un scaun și am apucat atâta să zic. Mi se face rău. Și când am spus că mi se face rău, am plecat din nou a doua oră. Nu știu cât s-a petrecut. Când mi-am revenit înapoi, soția plângea și zicea așa, a murit, nu mai putem face nimic. Ginele, când a spus că mi se face rău că cădeam jos, el m-a prins și el zicea, nu-i nimic, lasă că e bine înapoi. Și deodată m-am revenit înapoi și am spus, dar ce s-a întâmplat? Și mi-a revenit din nou înapoi. Dragii mei, e adevărat, în clipa aceea când se întrerupe filmul, e mai frumos dincolo ca aici, vă spun eu. E o frumusețe pe care n-ai vrea să te mai desparți de acolo. Și ai vrea să rămâi acolo pentru totdeauna. Dar dacă suntem aici, în trupurile noastre, și Dumnezeu ne-a dat viață, haideți ca să-L slujim pe Dumnezeu din toată inima. Amin. Dacă Dumnezeu ți-a dat oportunitatea aceasta să poți lăuda numele Lui Dumnezeu, în seara aceasta ai oportunitate să-I lauzi numele Lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a mai dat încă o zi de viață, nu este că tu ai fost foarte înțelept. Nu este că tu ești prea sănătos. Nu este că tu știi să te descurci foarte bine. Ci este că Dumnezeu a spus inimii tale încă o dată să bată. Lăudat să fie Dumnezeu. În seara asta vrem să facem o rugăciune pentru toți acei bolnavi. Pentru toți acei care trec prin suferință, pentru toți acei care au probleme, Dumnezeu să-ți atingă și să lase vindecare și izbăvire, lăudat să fie Dumnezeu. În seara aceasta se va face o rugăciune cu ungere cu unt de lemn. Dumnezeu are ultimul cuvânt în seara asta în dreptul tău. Tu poți pleca de aici tămăduit, tu poți pleca de aici vindecat, lăudat să fie Dumnezeu. În seara asta, dacă ești în casa de rugăciune și că n-ai făcut legământul cu Dumnezeu, eu sunt o mărturie pentru voi în seara aceasta, că Dumnezeu m-a trimis ca să fiu o mărturie pentru cei ce n-au crezut până aici că există Dumnezeu, să le spun că Dumnezeu există. Lăudați să fie Dumnezeu. De aceea, dragii mei, în seara aceasta, dacă până astăzi te-ai jucat de pocăință și ai spus, mai am timp, mă voi pocăi mai încolo, în seara aceasta este seara șansei tale în care să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, așa cum sunt, la Tine vin. În hainele mele zeințuite, cu patimile mele, cu lucrurile mele, cu tot așa cum sunt, la Tine vin. Și Dumnezeu în seara aceasta te poate scăpa, te poate elibera, te poate vindeca Dumnezeu. Îmi poate turna Dumnezeu unde lepi era mea. Și tu poți pleca de aici vindecat, lăudat să fie Dumnezeu. Aș dori să ne ridicăm în picioare. Și aș dori să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu în minutele care ne stă în față. Aș dori ca Dumnezeu din cerul să ne cerceteze pe unul fiecare. Să ne facem o cercetare în profunzimea înăuntru inimii noastre.
Și dacă te-a împiedicat cineva până astăzi de pe calea pocăinței să nu-i slujești lui Dumnezeu, s-ar putea ca mâine să nu mai poți sluji. S-ar putea ca în seara aceasta să fie ultima strigare care să zică Dumnezeu, predă-ți viața în mâinile lui Dumnezeu și întoarce-te la Domnul. S-ar putea ca de mâine să spui, Doamne, vreau să te slujesc mai mult și să nu mai ai o oportunitate la ta. Poate ești un scaun cu rotile. Poate ajungi într-un spital în care nimeni nu mai poate să-ți facă nimic. Poate ajungi într-o situație în care ai dori să mai faci ceva, dar nu vei mai putea face. În seara aceasta, prin decizia pe care o iei înaintea lui Dumnezeu, tu poți pleca de aici cu Iisus acasă. Tu poți pleca de aici cu Iisus vindecat. Tu poți pleca de aici cu Iisus să ai vindecare. Lăudat să fie Dumnezeu. Și poți pleca să fii mântuit. Și de mâine acolo să spui tuturor oamenilor, l-am primit pe Iisus în inima mea. Să nu-ți fie rușine de lucrul acesta. Să nu-ți fie rușine, am primit pe Iisus în viața ta, în familia ta. Ci să fii plin de credință că ai făcut cel mai mare pas din viața ta pe care ai putut să-l faci vreodată. Să te întorci cu Domnul acasă, lăuda să fie Dumnezeu. Poate te gândești ce vă spune prieteni, ce vă spune mama, ce vă spune tata, ce vă spune soția. Oare să fac lucrul acesta, să nu fac lucrul acesta? Este o oportunitate în care poți să ridici o mână, să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, sunt aici. Așa cum vin, cum sunt, la tine vin. Vreau să-mi dedic viața ție de astăzi înainte. Aș vrea, Doamne,